Albaștrii s-au reunit la primul antrenament al verii desfășurat pe arena Michael Klein din Hunedoara, la care au participat și cei 4 jucători nigerieni sosiți la Corvinul în urmă cu 2 săptămâni. Jucătorii pregătiți de Florin Maxim au fost întâmpinați la stadion de aproximativ 200 de spectatori, care au ținut să își arate sprijinul încă o dată după performanțele realizate în stagiunea recent încheiată. E chiar plăcut să îi avem chiar din prima zi pe sportenii noștri alături. Ne așteaptă o perioadă încărcată. Grea nu e, pentru că suntem obișnuiți, nu va fi specială sau puțin comprimată va fi, pentru că am ținut să-și aibă jucătorii vacanța bine meritată, pentru că a fost un consum fizic și mental foarte mare. Băieții sunt foarte bine fizic, pentru că și-au respectat programul de pregătire. Am ținut la lucrurile acestea. Li s-a explicat înainte să plece în vacanță că nu mai avem timp de readaptare. Astăzi va fi, mâine iar o zi mai, să zicem, puțin mai lejeră, după care intrăm în focuri. Câștigătoarea Cupei României la fotbal, Corvinul Hunedoara, se pregătește acum de Supercupa României, când va intra în arenă cu FCSB pe stadionul adversarilor.